Eu sunt expert în toate. Da, și na, ne tachinam la un moment dat, că nu era de acord cu ce ziceam și după care ne-am învățat. Da. Nu, mai ții minte? Ții minte, da. Bine. O aștii pe aia cu... Vlad Andrieș. Sunt Vlad Andrieș. În seara asta sunt speaker. De obicei mă ocup cu campanii AdWords, Facebook, cam tot ce ține de pay-per-click. Am început, cred că, acum vreo 7 ani, ceva de genul. Cred că am trecut de cele 10.000 de ore de care vorbea Tudor mai devreme. Dar nu pot să zic că sunt un mega expert, mereu ai ceva de învățat. Și în continuare o să vă spun despre câțiva pași, 5 am zis eu, prin care dacă o să-i urmați, să deveniți poate un mic expert în AdWords și o să vă dați seama că nu e chiar atât de complicat și trebuie neapărat să fii într-o agenție. E mai mult, approach-ul meu e mai mult către persoana care vrea să învețe singur Google AdWords. Așa, am zis mai întâi să fac o introducere puțin despre AdWords, că toată lumea a zis despre remarketing, despre CTR, despre așa, dar nu a zis nimeni. De fapt, ce e Google AdWords, poate sunt unii care nu știu, e programul de publicitate oferit de Google, în care reclama de fie de tipul anunțurilor text sau bannerilor poate fi plasată în rețeaua de căutare Google AdWords, adică pe site-ul Google sau în, pe site-urile partenere Search Powered by Google sau în rețeaua site-urilor partenere ce folosesc ca formă de monetizare Google AdSense. Aici puteți să puneți fie anunțuri text, fie bannere, statice, flash, video și mai multe. Am văzut că în ultima vreme au început să adauge mai multe formate. Ce e cel mai important, să zic, și stă la baza sistemului AdWords, e că livrarea reclamelor se face pe baza unor cuvinte cheie pe care le selectezi tu. Aici avem pe în rețeaua de căutare și anunțurile în rețeaua de parteneri. De ce Google AdWords? Pentru că foarte multe persoane nu mai caută în pagina URI, nu întreabă vecinul, ci ce faci? Ai o problemă, te duci și îți găsești o rezolvare pe Google. Deci, dacă vrei să-ți cauți o rochie nouă, mă duc pe Google, nu mă mai duc la magazin. Știu că magazinul nu știu care, acolo sigur o găsesc. Dacă mi s-a spart o țeavă, imediat iau telefonul și mă uit să văd unde găsesc un instalator 24/7. Toate problemele astea își găsesc răspunsurile pe Google. De aceea este important ca voi, în momentul în care aveți un business care se pretează și cred că AdWords se pretează pentru orice business, să fiți în rezultatele de căutare. De ce Google și nu Bing sau Yahoo? Pentru că în România cota de piață e peste 90% pentru Google. Celelalte sunt contează foarte puțin. În state există și pe AdCenter destul de mult trafic. Motive nu neapărat din punct de vedere al traficului, ci mai degrabă din punctul de vedere al cât de ușor este să faci o campanie, iarăși este un plus pentru AdWords, pentru că e o platformă în care poți foarte ușor să îți optimizezi campaniile. Am notat eu aici, rezultatele sunt imediate, măsurabile, scalabile și ușor de optimizat. E foarte ușor să îți dai seama dacă o campanie îți merge, pentru că i-ai dat drumul și după, să spun, 10 minute când a fost aprobată, deja traficul începe să-ți vină pe site. În fine, în unele campanii în care numărul de search-uri e mic, nu o să fie chiar la 10 minute, dar automat ai răspunsul imediat al utilizatorilor care interacționează cu site-ul tău. Vezi dacă
e ok, ce se întâmplă, de ce nu cumpără, de ce nu te sună, sau te sună foarte mult. Am avut clienți care pur și simplu am dat drumul la campanie și după 10 minute sau un sfert de oră s-a întâmplat să și sune telefon. Și asta poate să-mi spună și Ionuț, că sunt sigur că a avut mai mulți, pentru că are mult mai mulți clienți decât mine. Așa, acum să trecem la cei 5 pași. Da, ai tăi sunt mai mari. Da, probabil, dar știi cum e. Cel mai mare client al meu sunt eu și poate asta e diferența între noi doi. Așa, primul pas. Primul pas este înțelegerea modelului de advertising. Prin modelul de advertising mă refer la modelul pay-per-click și search marketing. Trebuie să ai un mindset corect. Nu trebuie să fii cu mindset-ul de la media buying sau de la orice altă, alt tip de campanie de marketing. Aici trebuie să îți dai seama că utilizatorul deja îți caută, caută un răspuns la problema lui și tu automat prin mesajul pe care îl trimiți să îi fie foarte clar că tu ești soluția pentru problema lui. Deci, sistemul de advertising este un sistem pay-per-click. Aveți aici un, sunt sigur că o să aveți disponibile pe site, prezentările pe site. Deci pay-per-click, adică fiecare click, doar la click sunteți, vi se iau banii din cont, nu cei care văd doar reclama voastră, nu costă nimic. Livrarea anunțurilor se face pe baza cuvintelor cheie alese de utilizator. Deci este search engine marketing, adică în momentul în care ai în cont cuvântul cheie respectiv, automat și ai un ad pentru cuvântul cheie respectiv, ad-ul tău va apărea în momentul în care un utilizator introduce cuvântul cheie respectiv în search bar. Așa. În funcție de cuvintele cheie respective, ce este important să înțelegeți tipologia fiecărui utilizator. Adică în ce stadiu de achiziție se află. Este în stadiu de research, este în stadiu de cumpărare, este în stadiu de căutarea unei soluții pentru, sau unui serviciu. Asta este foarte important să înțelegeți pentru a putea trece mai departe. Pentru că în momentul în care veți merge la un client și el va spune că uite, am business-ul ăsta, cum îl promovăm, să știți foarte bine cum să-i structurați campaniile astfel încât să se potrivească foarte bine pe business-ul lui. Așa. Pasul 2 este înțelegerea platformei AdWords. Toți când ne... Da, spune. La celălalt, la platforme, mi se pare că e foarte important partea cu identitatea utilizatorului. Și cred că dacă ai da un exemplu, ar fi, am înțeles și știu, o să dau mai multe exemple în momentul în care o să ajung la research-ul de cuvinte cheie, okay, acolo. Da, sigur. Da. Așa, înțelegerea platformei AdWords. E important să mergeți, chiar Roxana a adăugat mai devreme la prezentarea lui Dragoș, că să citiți suportul AdWords Help Center. Luați interfața și încercați să înțelegeți cu ajutorul AdWords Help Center. Toți, asta o să vă ajute foarte mult ulterior, în momentul în care încercați, aveți o idee, de exemplu, nu știu, vreau să targetez persoanele care au ajuns pe pagina nu știu care, și dar nu vreau să le apară dacă dau search nu știu ce. Și atunci o să știți că am posibilitatea de a activa campania cu remarketing. Pot să mă, în campania de remarketing pot să setez exact
titlul paginii pe care l-a vizitat. E, chestiile astea nu le-ați fi știut dacă nu erați foarte familiar cu interfața AdWords. Da, da, asta e Help Center-ul, nu programa. Programa din Learning Center e în altă parte. Da, dar la Learning Center nu, mai, acolo e, mie mi se pare că e dirijat foarte mult către a învăța pentru examen. Păi da, exact. Asta e mai aplicat, într-adevăr, Help Center nu e mai aplicat. Adică ai, aici, luați, mergeți pe fiecare zonă, dați Create a New Campaign în interfață și acolo o să apară foarte multe taburi. Și mergeți în Help Center și vedeți fiecare tab, fiecare checkbox, ce face, ce se întâmplă dacă îl activați sau nu. O să uitați, clar, chestia asta în momentul în care îți aduci foarte multă, iei foarte multe informații și nu o folosești imediat, sigur o uiți, dar în momentul în care încerci să faci ceva, o să-ți aduci aminte, parcă era ceva și acces la Help Center aveți non-stop, nu e ca la facultate, că m-am dus la examen și nu știam, nu știu ce lecție și nu mai aveam acum cum să am acces la el. Așa, dacă aveți întrebări, oricând puteți să mă opriți și... Deci foarte important pentru a trece mai departe. Cu cât sunteți mai familiar cu platforma, cu atât vă va fi mai ușor să vă puneți în practică ideile. Că până la urmă și campaniile acestea depind foarte mult de ideile pe care le aveți și mai puțin de implementare. Cine e foarte bun la... cunoaște foarte bine platforma AdWords, e un bun om de implementare. Adică Ionuț îi spune, ok, uite, ai campania asta, cuvintele astea cheie, cuvintele astea negative, pune-mi-o online. Se va pricepe foarte bine, dar la generarea unei structuri de campanie, la gândirea modelului de promovare, la ce nu va fi foarte bun. Și ăștia sunt poate oamenii la început. Mai departe, pasul 2 era 3. Partea de keyword research. Deci am înțeles foarte bine campania, acum trecem la bază. Ce fiecare campanie are la bază cuvintele cheie. Dacă nu am cuvintele cheie, nu există nicio campanie. Cred că sunt specialiști în sinea lor, oameni care fac doar keyword research, pentru că se pricep foarte bine să înțeleagă care e mindset-ul cumpărătorului, care la ce tip, care sunt alte cuvinte generate. Și aici, foarte important, să... Ca să te ajut să respiri, știi? Cum crezi că în 10 ani o să ajungă în România și la noi supra-specializare, adică, ok, într-o agenție de pay-per-click marketing, nu numai că ești specialist în pay-per-click marketing sau în Google AdWords mai mult, dar ești specialist în research de cuvinte cheie sau în research de cuvinte cheie, după care în anunțuri, după care în analiză și în strategii de pay-per-click. Adică să ai patru oameni și te întreabă, în ce-i vrea să te specializezi în PPC marketing, nu? Crezi că o să existe lucrurile astea în 10 ani în România? Acum, știi care e până la urmă important? E cât de mulți bani poți să faci din managementul campaniilor, astfel încât să-ți permiți să te dezvolți ca piață. Exact. Cu cât vor fi mai mulți clienți care vor investi bani și mult mai mulți utilizatori de internet, că până la urmă problema momentan în România pe care am identificat-o e că traficul nu e atât de mare încât să-mi permită să iau niște decizii foarte... Și achiziția și cât de mulți dintre ei exact, cumpără, și cât care de sunt obișnuiți să cumpere. Că... Nu, cum este în state, de exemplu, acolo poți să identifici foarte bine cuvintele cheie care generează cumpărare. E, în România e puțin mai dificil, Leu. Pentru că na, asta e... Contează foarte mult și cât de distorsionată este piața de către așa zis și specialiști care de fapt nu sunt specialiști și asta e adică, știi, contează foarte mult, na, pe orice piață, știi, contează foarte mult standardizarea ofertei. Adică atât timp cât nu există un standard al pricing-ului, știi, al ceea ce livrezi până la urmă, al ofertei, al serviciilor, al activității, este foarte greu să crezi că vei crea o hiperspecializare, cum zicea Ionuț, care acum nu mai atent.
dar se vadă pe video mai târziu. Da, deci este foarte greu să vezi hiperspecializarea pe... Acum vorbesc despre domeniul SEO, că na, asta... Da, la fel este... ca și la PPC, la fel e la fără și la SEO. Ai link, link building, da. Exact. Exact. Ai... keyword research, că și acolo e keyword research. Keyword cred că mai important este da, la mai... SEO partea de keyword research, pentru că acolo, pe lângă faptul că le identifică, identifică și oportunitatea exact. De business. Și ai mai mult, în link building ai copywriter-ul care îți scrie textele exact. Și știe și să la, scrie. Și la PPC ar trebui ai, să ai copywriter-ul. Ai PR-istul, cel care ia legătura cu webmasterii și care știe să le explice, uite, de ce ați avea nevoie 10-11, există oamenii specializați numai pe a lua legătura cu TPR-ul, dacă vrei. Adevărul că, mă spus că te-am întrerupt, ar fi trebuit și Horea să țină o prezentare cum da, să faci. Nu s-a pregătit, nu s-a pregătit, asta e adevăr. Deci nu s-a gândit că îmi pare rău că n-a fost nimeni, nu s-a gândit nimeni. Dacă știam că se vorbește mai mult despre PPC, aș fi vorbit poate un pic. Dacă vrei, nicio problemă, îți pregătesc tot timpul. Așa. Ai prezentarea la tine de rezervă, nu? Am pus pe Lumezeu, pe cel la comentarii, o listă de resurse. Deci cine vrea poate să ducă acolo să uite. Da. Ți-am zis, chiar ca să revenim la ce discutam, chiar cred că este un job care poate exista într-o agenție, mai ales partea de keyword research, pentru că aici trebuie un om care știe foarte bine limba română, psihologie, poate regionalisme, pentru că niciun tool, am dat aici două tool-uri care mi-au venit atunci pe moment, dar niciun tool nu îți va genera cuvinte cheie care pur și simplu poate sunt specifice doar unei zone din țară sau și care îți pot aduce clar business. Da, noi nu știm cum să numesc termoizolații în Republica Moldova. Pentru că presupunem că termoizolații nu se numesc termoizolații și ăsta e motivul pentru care termoizolații n-are nici volum de căutare și are un CTR foarte mic. Exact. Dar nu termoizolații în sine, da, sintagma asta, alte sintagme care sunt mai long tail, știi? De asta spun că poate un om care face keyword research nu trebuie să fie atât de specializat în... să cunoască platforma, să știe foarte bine copywriting, dar dacă el știe foarte bine să facă keyword research și să-ți aducă noi cuvinte cheie pe care poate nici măcar nu sunt exploatate de competiția ta, clar te poate pune mult în față. Și ca să revin la ideea cu tipologia clienților, utilizatorilor în funcție de cuvinte cheie, gândiți-vă cineva care caută laptopul, să spunem, este o persoană care clar este în stadiu de research. Deci, sau poate caută doar modele, să vadă noutățile. În momentul în care caută laptop Asus 520E, să spunem, e clar că deja el are o ușoară intenție de cumpărare sau e interesat să vadă despre modelul respectiv. Deci el a trecut de partea de doar informare și deja este în partea de research să vadă dacă într-adevăr modelul respectiv este potrivit. Și dacă mai adăugăm la laptop Asus 530 preț, e clar că atunci el este pregătit să plătească și caută să găsească cea mai bună ofertă. Deci, acela este poate cel mai potrivit utilizator pe care ar fi bine să-l aduceți către... Dar nu licitați numai pe cuvinte de astea. Corect, pentru că după aia... Ține foarte mult și de partea de branding și de partea de... și de oferta efectivă. Exact. Așa. Cum identifici? Ce caută acest? Uite, asta am adăugat aici ca să vă dați seama, așa, e o carte, Keyword Intelligence, pe care o găsiți pe Amazon. Și acolo vă sunt prezentate exact cam care sunt stadiile în care se află utilizatorii în funcție de cuvintele cheie pe care le caută. Experiența.
Da, pentru că... În Google Ads... Site-ul produsului, deci e pagina pe care o vinzi. Aia trebuie să... Acolo cauți cuvintele de cheie. Exact. De acolo încep. De acolo încep, știi? Vreau să spun că în Google Ads ți se oferă un tool în care vezi keyword search terms. Da, este la... Nu, search term din search term după ce ai făcut un match și după aia vezi termenii căutați. În care vezi efectiv ce a căutat. Exact ce a căutat persoana respectivă. Da, e un tool foarte bun, e o opțiune foarte bună. Da, asta o să discutăm mai mult când ajungem la partea de analiză. Mai departe, pasul 4. Trebuie. Cât de mult te bazezi pe volumul de căutări într-o fel de AdWords? Nu te întreb, pentru că am avut niște subiectiv lucrări pe SEO și în condițiile în care este poziționat pe prima poziție, bine, pe SEO, era și pe PPC, top 3 cu acel cuvânt, aveam Analytics, am avut un număr de vizite mult redusă, gen, a 10-a parte din volumul de... Pentru că absorpția pentru prima poziție oricum nu e mai mare de 45%. Am înțeles, dar totuși a 10-a parte mi se părea totuși inutil. Erau 6.000 de căutări, având în vedere că avem și campanie de AdWords, ca numărul de afișări îți au afișat cât de cât aproape de... Nu, că n-avea AdWords, avea numai SEO, nu? Nu, aveam și SEO, că vine mai trebuie să SEO, dar pentru acel client era și o campanie de AdWords. În paralel cu campania de SEO. Pe cuvântul cheie respectiv. Da. Și cam câte îți dădea mai aproape numărul de afișări? Pentru că eu mai fac în chestii de genul ăsta. Dacă mi se pare că cuvântul cheie respectiv livrează prea puțin, fac o campanie doar pe un exact match pe cuvântul cheie respectiv timp de, să zic, 10 zile, în care dau un bid relativ mic, ca să nu mă pună neapărat în față, dar să mă afișeze cât de cât de fiecare dată și văd numărul de afișări. Ei, numărul de afișări e aproximativ cam același cu numărul de utilizatori care au dat search-uri, câte search-uri au fost. Și atunci îmi dau seama dacă am o problemă poate cu snippet-ul care mi apare în... Eu am întâmplat o problemă sau nu, și... Nu asta era problema, într-adevăr era un cuvânt cheie care era, site-ul era perfect pertinent pentru acel cuvânt cheie și cuvântul care era și pe locul întâi prin SEO și în top 3 prin PPC, mi se părea foarte ciudat că am un din analizare. Asta ziceam, nu știu cât de corecte sunt totuși datele... Oricum, datele de acolo nu trebuie să te bazezi. Exact. E pizza București. Pizza București. Nu. Nu și eu am problemă. Nu este România. Ok. Ca să vreau să am o completare. Să știi că e posibil să apară mica, să mai strecoare erori în keyword-ul, în sensul în care nu folosești potrivirea când analizezi volumul, știi? E posibil să fi fost o potrivire mai amplă, care să te inducă în eroare la nivel de volum, de afișări, de căutări. Adică să nu nimerești chiar potrivirea respectivă, adică să fie analizat, de exemplu, potrivirea amplă la nivel de căutări estimate pentru termenul respectiv și nu potrivirea exactă, care îți spune exact pe termenul ăla. Știu că e o greșeală foarte banală, dar e foarte des, se întâmplă foarte des. Și el o poate să am... Da. Normal că, na, toți facem greșeli. Nu, se întâmplă să... Na, apare situația asta. Când analizezi un pic în fugă, ai un volum mai mare, ai mai multe cuvinte și nu mai pui potrivirile pentru ele. Și atunci apar, na, diferențe foarte mari. Dar până la urmă e o estimare, deci... Și mai e încă o observație. Estimarea aia care e acolo este bazată pe volumul de căutări care a fost în trecut. Ceea ce înseamnă că dacă tu ai o infuzie de awareness pentru termenul respectiv sau domeniul respectiv, atunci termenul ăla poate crește, volumul de căutări pe termenul respectiv poate crește și atunci crește sau scădea. În funcție de ce s-a întâmplat, care a influențat scăderea sau creșterea. Depinde foarte mult de termen. Hai să mai discutăm mai lăsă. Da. Da, astea sunt explicații pe care le-am... Așa. Pasul 4 și un pas foarte important, deci cred că e cam pe locul 2 după partea de keyword research, este copywriting-ul anunțurilor. Foarte puțin îl fac corect. Cred că cei mai mulți au probleme în zona asta,
de la ce a arătat Dragoș în primul slide cu copii în loc de copii, sau astea greșeli. Dar și ăla avea o greșeală acolo. Ai scris reîncărcat cu Udini. Reîncărcat cu Udini? Da. Reîncărcat. Da. Nu, se scrie... Nu. În fine, nu contează. N-ai nicio greșeală. Adevărul este undeva la mijloc. Dacă majoritatea populației scrie reîncărcat cu Udina, tu dacă scrii corect, nu-ți iese. Bine, mai e o teorie, cum că dacă scrii un cuvânt greșit, are CTR mai mare decât un cuvânt corect scris într-un ad, pentru că e mai ochiul este atras de greșeală. Deci, dacă vrei să mergem chiar în zona aia, e un pic controversată așa situația. Așa, aici ca puncte importante, prin copyright-ul ad-ului respectiv, lucru principal pe care îl urmăriți e să aveți o rată de click cât mai bună. Având o rată de click bună, poți să aveți costuri mai mici. Cam asta e, de fapt, quality score mai bun, pentru cei care știu ce înseamnă quality score. Dacă nu știți, o să mergeți la primul pas și o să citiți despre quality score. Și automat costuri mai mici. Apoi, pentru a îmbunătăți rata de click, sunt diverse trucuri. De a folosi cuvântul cheie în titlul anunțului, de a folosi niște caractere speciale, de a folosi call to action. Am văzut și anunțuri care aveau call to action și în titlu, și în prima linie, și în a doua linie, și în... Și în display-urile. Da, nu e recomandat. Hai să vedem. Nu e recomandat să ai 5 call to action-uri. Da, că 3, call 4, to action 4, trebuie 4, să fie... Și în display-urile. Așa. Astea o să le găsiți dând pe Google un search cum să îmbunătățești rata de click. O să le găsiți pe toate, clar, pentru că toate sunt gratuite, se găsesc pe diverse blocuri. Ceea ce trebuie să luați în considerare mereu când faceți modificări, scrieți ad-uri noi, cel mai important este că rata de conversie să o măsurați și deciziile să le luați în funcție de rata de conversie, nu de rata de click. Pentru că e posibil să faceți un ad foarte interesant pentru utilizator, dar din cauza că poate l-ați dus în eroare puțin sau nu este foarte exact ceea ce ați scris acolo, dar e foarte interesant pentru utilizator, el să intre pe site-ul vostru și ați pierdut niște bani și să nu mai fie interesat de ofertă. De asta mereu important este rata de conversie, adică rezultatul pe care vi-l doriți voi să-l fac utilizatorul la voi pe site. Să vă sune, să vă trimită un e-mail, să downloadeze ceva, să facă o cumpărare. Ca resurse foarte bune pentru copywriting și idei de campanii, de așa, aveți cartea Cashvertising, este de Drew Eric Whitman. E o carte în care sunt prezentate sute de studii de caz despre campanii de web, de social media, din care vă puteți inspira și puteți lua foarte multe, aveți de învățat foarte multe de acolo, mai ales din punctul de vedere al copywriting-ului. Și aș și un blog, CopyBlogger, foarte ok, vă puteți folosi, adică au găsiți tipsuri și pentru campanii de SEO și de social media și de pay-per-click ads. Așa, ultimul pas pe care trebuie să-l învățați este partea de tracking și analytics. Cum ziceam, marele avantaj al campaniilor AdWords e că sunt foarte ușor măsurabile. E, prin partea de tracking și analytics, asta faceți. Măsurați rezultatele și luați decizii. Și pentru asta trebuie să vă familiarizați cu platforma Google Analytics. E free, există și alte platforme, poate puțin mai avansate, dar toată lumea folosește Google Analytics. E foarte bine că se...
Se leagă. Se leagă, exact. Iată. De contul de Google AdWords. Și în felul ăsta aveți într-un singur loc toate datele. Și e ușor de folosit, ușor de mai ales acum cu modulul de social, care exact. E integrat în Analytics Plus, Website Optimizer Plus, Remarketing List mai nou. Așa, cum zicea Dragoș, trebuie să vă obișnuiți cu codurile de tracking și cu ăsta, pentru că este important să le instalați de la început, deci să urmăriți exact comportamentul, de fapt, să urmăriți goal-ul final pe care vi-l doriți. Nu faceți campanii de AdWords fără să aveți instalat conversion tracking, pentru că faceți campanii exact așa, ca și cum le-am făcut și am plecat și îmi văd de altă treabă. Le faceți degeaba, o să adunați niște date, dar irelevante, nu vă ajută cu nimic, pentru că nu vedeți exact care sunt cuvintele care convertesc bine și la care cuvinte ar trebui să renunțați. Să vă familiarizați cu conceptul de data mining, adică aveți niște date și pe baza datelor respective să luați niște decizii. Dacă măriți bidurile pentru anumite cuvinte, dacă le micșorați, dacă le scoateți cuvintele în totalitate, ce mai trebuie făcut pentru a optimiza. Și partea de data mining vă ajută exact mereu în luarea de decizii. Și la care surse am pus doar partea de help-ul de la Google Analytics. Cred că ne mai poate ajuta și Ionuț cu resurse. O să avem oricum publicat resursele pentru SEO pe care le-a dat Horia și oricum prezentările vor fi disponibile. Da. Horia a pus atât de multe linkuri încât mesajul a fost moderat automat. Deci a intrat în moderare. Moderacialism. Cam atât. Dacă aveți întrebări, puteți să le puneți acum. Dacă nu, pe mail, vă găsiți pe Facebook, pe Twitter nu prea îl folosesc. Da. Dacă îmi trimiteți direct, mesaj, te rog. Ce este un buget mediu de campanie? Un buget mediu de campanie. Depinde foarte mult de nișa în care ești. Dar poți să faci business foarte bun și cu 200 de euro pe lună. Poți să nu ai de ajuns, adică să poți să cheltui și mai mult de 10.000 de euro pe lună în unele nișe. Deci, important este ca banii pe care îi investești să-ți aducă un return pozitiv. Nu neapărat imediat, ci pe termen mediu maxim. Dacă vrei să ai o imagine de ansamblu, Web Digital lansează lunar câte un infografic cu anatomia campaniilor pe care le gestionează și acolo inclusiv dimensiunea bugetelor este prezentată. Ca să-ți faci o idee vis-a-vis de ce indicatori, să găsesc în aproape 60 de conturi, deci ai cum să stabilești așa o statistică. Până la urmă, ideea e că încep cu, să spunem, un buget de 200 de euro și în funcție de bugetul respectiv, automat îți dai seama, uite, tipul ăsta de campanie este potrivit pentru business-ul meu și clar în momentul în care faci bani din cei 200 de euro, adică obții 220 de euro la finalul lunii, sigur vei dori luna viitoare să nu faci doar 20 de euro pe profit, o să investești poate 500 și o să faci 550. E un exemplu foarte minimizat și așa, dar îți faci o idee. Și recomandarea mea principală e să, după ce vă familiarizați cât de cât cu platformă, keyword research, ad copywriting, analytics tracking, să încercați o campanie. Și pentru asta sper să mai fie valabile voucherele pe care le am. O să aha, dau până la sfârșitul lunii, că după aia trebuie să alimentez contul cu minim 50 de lei și abia după aia poți bagi voucher. Asta e regula. Da, în fine, am niște vouchere de 100 de dolari. Deci toți cei care o să-mi trimită un mail la mailul ăsta, o să le dau un reply, dacă o să trimite tot 9 sau, deci o să fie, cred că, primii 10 sau 15, nu știu câte mai am. Vlad, din experiența... Nu mai dau o voucher de certificare, doar avea de engage. Păi știu. Doar avea, de ales.
Da. La din experiențe anterioare nu o să ajungi la 10. Da, okay. Știu că mereu au fost 2-3, dar dacă cineva nu are cont de AdWords pentru că trebuie să fie un cont nou, poate să-mi trimită un e-mail și o să-i dau un voucher. Cu care să testeze, sunt $100 gratis. Nu sunt aici. Cum ai avea nevoie pentru... Câte mai ai? Lumea, dacă... Știu. Sunt valabile, cred că până la sfârșitul anului. Eu rog, un business mai bun e acum, știi, cei care avem tablete, laptopuri, hai, cine un ban și dăm noi numele vostru, știi, micul ăsta. Da, da, da. Cine e primul? Da, dacă nu mai aveți întrebări...